Shalom, bună seara! Suntem aici pentru un seder cu totul deosebit. Nu credeam că vom ajunge la așa ceva, dar niciodată nu știi ce surprize îți se rezervă viața. Suntem la Sinagoga Mare, în anii cei buni, erau buni acei ani, ne adunam aici, era zarvă mare, nu la acest or, ceva mai târziu. Întâlneam prieteni pe care de mult nu i-am mai văzut. Anul acesta suntem aici, echipa lărgită. Domnul cantor Emanuel Pustai, la cameră domnul Aurelius Zilberman și eu. Aceștia suntem pe teren, în spate, cu idei, cu îndemn, cu sprijin organizatoric. Domnul secretar general Edward Kupferberg, care s-a zbătut pentru toate programele care se fac în această perioadă, pentru a înlocui rugăciunea de dimineață și rugăciunea de după amiază cu învățături, pentru înregistrări de șederi, de rugăciuni, de citire a Torei, pentru transmisiuni directe ale rugăciunilor. Duminică dimineață la ora 8 se va desfășura rugăciunea de Hola Moed în direct. Toate acestea trebuiau făcute și cu această ocazie. Transmit și salutări de la un prieten drag, care regretă că nu este aici, dar nu e alegerea lui, un prim cantor, Iosif Adler, care de fiecare dată ne încânta, când cânta atât de frumos Chiduș, cânta atât de frumos Șehăianu. Dar nu a putut să vină. Zilele sunt cum sunt. Chiar am avut, în legătură cu acest seder, o problemă. Pe de o parte, sederul se face noaptea, așa întrebăm. Alaila ze, toate cele patru întrebări. În celelalte nopți, noaptea aceasta. Seder se face noaptea, punct. Noaptea e deja sărbătoare. Au fost unii care au încercat, care au spus că s-ar putea încălda sărbătoare pentru a nu lăsa oameni liberi. Nu sunt deloc de acord cu această opinie. Și ea nu a fost acceptată decât de foarte puțini rabini. Deci ce face legea iudaică a coștii? De multe ori te ajută să ieși din impas. Definiția nopții în legea iudaică este o definiție care îți lasă oarecare mobilitate. Desigur, noapte este atunci când se vede cei trei stele, unii spun nici măcar atunci. Dar dacă tare vrei și la nevoie și dacă nu ai nicio altă soluție, acele mitzvot care trebuie făcute noaptea se pot face cu o oră și un sfert înainte de apusul soarelui. Deci, la București, la ora 6:30, cu o oră și un sfert înainte de apusul soarelui, dacă are cineva ceva de comentat în legătură cu această socoteală, să mă conecteze pe mesaj privat și voi da răspunsurile în detaliu. Deci cu o oră și un sfert înainte de apusul soarelui, putem considera că e deja noapte. Deci acele mitzvot care trebuie îndeplinite numai noapte, așa cum e povestitul despre ieșirea din Egipt, o putem face acum. Anul viitor, sperăm că vom face cu toții din nou seder în comunități și atunci vom reveni să facem sederul noaptea. Pentru că este o foarte mare dezlegare, doar pentru ca nu toți membrii comunității să fie singuri fără seder. E o dezlegare pentru anul acesta. E important să rămână anul acesta și nu pentru anii viitori. Dar înainte de a începe sederul, avem nevoie de câteva lucruri care nu țin direct de seder, dar sunt importante. În ziua de sărbătoare, avem voie să gătim pentru sărbătoare.
avem voie în a doua zi de sărbătoare să prindem lumânări, dar nu avem voie să scoatem foc. Avem voie să luăm foc dintr-o parte în cealaltă, dar nu avem voie să aprindem foc. Deci, de acum, aprind această lumânare, ea nu este o lumânare sacră, este o lumânare, este un foc continuu, un foc de veche. Deci nu se spune pentru asta nicio binecuvântare, nu e o acțiune sacră, doar să avem o lumină și când aprindem lumânările, încă nu le aprindem acum, le aprindem doar la momentul aprins lumânărilor, voi lua flacără de aici. S-a rupt chibritul, luăm altul, deci nu e acțiune sacră, e o acțiune profană, dar necesară. Acum se mai poate stinge, deci avem lumină. Al doilea lucru care nu ține nici el de seder, nu-l facem toți ani, îl facem doar în zilele când ajunge Pesach, e vineri, deci avem două zile de sărbătoare și după aceea șabat. O zi de sărbătoare și după aceea șabat. În acest caz facem Eruv Tafshilim, nu am un timp să explic, dar începem gătitul pentru șabat din ziua de din ziua de miercuri înainte de sărbătoare. Deci facem acestea pe fiecare trebuie să-și facă. Dați-vă, vă rog, în dar tuturor evreilor din acest oraș. Mai sus. Aparține tuturor evreilor din acest oraș. Iar acum spun binecuvântarea. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מצוות עירוב. שאנחנו זה ספונה, תרבו לספוס את דורים בקרן של אינטרלג'ן. לספוס קרן של הרמייק, פרין בין של רג'ו הרמייק ובין את הכתב רייקה. פרין הצ'סט עירוב. נבחים לדויץ, ופואטים ספיר ובסלם תזים, סלום פוק שזה preparăm în zile sărbătoare tot ce este necesar pentru șabat. Atât nouă cât și tuturor celor care locuiesc în această localitate. Fiecare să-și facă singur, dar noi am pregătit aici pentru noi și pentru cei care au uitat sau n-au știut. Și acum în pregătirea pentru seder, ce avem aici pe masă? Sub acest șervet avem mațot. Trei mațot. În anii buni primeam mațot rotunde. Anul acesta, asta avem. Cu asta defilăm și putem îndeplini poruncile de nopți de șabat și cu o mațea pătrată. Sperăm că în anii următori vom avea mațea rotundă. Asta este. Legile, poruncile toate, obiceiurile toate pot fi îndeplinite în tot felul de condiții, mai bune sau mai puțin bune. Chiar dacă sunt condiții vitrege, noi nu renunțăm. Avem aici un platou. Ce avem pe acest platou? Avem carpas. Carpas e o legumă, poate fi pătrunjel, poate fi cartofi. După aceea avem hazeret și maror. Avem două feluri de ierburi sau rădăcini amare. În anii buni luam hrean. Așa e obiceiul Ashkenaz, anul acesta nu s-a găsit hrean. Nu este o problemă, există o variantă mai puțin practicată, dar care scrie în carte, ca ierburile mari se pot lua în afară de lături, se pot lua și andive. Deci am aici o frunză de andive care mă va sluji. Avem aici zroa, nu e zroa, e o bucată de carne friptă și avem, tot la timp, este haroset,
un fel de mâl de râu, foarte gustos, făcut din mere și miere și nuci și culmare și foarte multe lucruri bune. Și avem apă. Și avem, nu avem, ultimul lucru pe care îl dăm întotdeauna, apă sărată, ceea ce ai uitat. Domnul cantor, vă rog frumos, urcați ca mine și găsiți un vas și aduceți apă sărată. Nu așteptați, cadeți urcat. Am nevoie de dumneavoastră, după aceea. Aduceți mai târziu. Avem aici un scaun, dar la masa de sedă nu stăm pe un scaun, stăm ca pe un jilt solenit, am aici o perină, nu e chiar comod, nu sunt obișnuit să stau așa, chiar am înțepenit puțin, dar la masa de sedă să stea așa, boierește din altă pe o parte, pe vremea romanilor se stăteau oamenii toleniți pe canapele, deci și noi stăm așa. Iar sederul are o ordine, are 15 semne și vă invit, domnul cantor, să cântați cele 15 semne. Cadeșul hat, carpa Magid rachta, moti bavata, maron kodesh, shulchan orech, tafon barech, halel nirtach, kadesh shurachat, karpat yachat, magid rachta, Motzi mavata, maror korech, shulchan orech, tafon barech, halel nirta. Kadesh, spunem, kiddush, ca în fiecare sărbătoare. Urhat, ne spălăm pe mâini. Fără binecuvântare, carpas. Mâncăm o bucățică din această legumă și iahat, luăm mața din mijloc, rupem în două, maghid, povestim ieșirea din Egipt, partea cea mai importantă, rahța, ne spălăm pe mâini, moții, spunem binecuvântarea moții la seminare, mața, punem binecuvântarea la hirat maxa, maror, ca o bucată de rădăcină mare, corect, mâncăm maxa cu ierbura mare împreună, shulchan orech, în opinia unora, acesta este punctul central al sederului. Este o dispută pe care este foarte greu să o împătăm, dar lăsăm fiecare cu opinia lui. La această masă care suntem împreună, putem doar povesti împreună. Tehnologia încă nu ne permite să mâncăm împreună. Deci masa o va lua fiecare, shulchan orech fiecare la casă lui. Tsafun, se mănâncă, afikoman, dacă se ascunde bareh, se spune birkat amazon, binecuvântarea de după masă și penultimul spunem halel, singura zi în care spunem halel noaptea și ultimul este Mircea, suntem bucuroși că poruncile pe care le-am îndeplinit au fost bine primite. Deci începem Kadesh. Fiecare
slavă prietenului său. Deci, de data aceasta, chidușul pe care îl fac este chidușul adevărat, încă nu privesc sărbătoarea, dar acesta este chidușul de sărbătoare. Se iau o bucățică de pătrunjel, se poate lua și cartof, se înmoaie în apă sărată, bună. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, bore pri adama. Bun. Nu mâncăm niciodată așa pătrunjel. Dar continuăm. Iahat. Avem aici mațor. Trei mațor, fiecare. Avem trei.
Acestea sunt trei măsot. Se ia masa din mijloc și se rupe în două. Care partea mică, care partea mare. Asta e jumătatea mare, ea se păstrează pentru a fi coman. Atunci când sunt copii, ei fură aficomanul. Asta e pentru a-i ține treci. Dar în condițiile în care nu este cine să fure aficomanul, n-am pierdut nimic prin asta. La sfârșitul mesei trebuie să mâncăm cu acest aficoman. El este în locul jertfei de pesc. Și acum începem să povestim. Dar înainte de a povesti, deși nu aparține de Agadaua introdusă cabaliștii mai târziu, înainte de a face de a îndeplini o poruncă, rostim un text. Iată, m-am pregătit să îndeplinesc porunca. Hineni mohanu zuma, hineni mohanu zuma, lekaye mamitva, esapre. Hineni mohanu zuma, hineni mohanu zuma, hineni mohanu zuma, lekaye mitzva. Dacă sunt meseni, dacă nu o ridicăm ca să vedem noi, și spunem, aceasta este pâinea necazului ce o mâncaseră strămoșii noștri în țara Egiptului. Înfometatul să vină și să mănânce, cel în nevoie să vină și să serbeze cu noi sărbătoarea Pesachului. Noi ne-am grăbit la București, Serviciul de Asistență și Comunitate. Au avut grijă ca fiecare asistații să primească de acasă, iar membrii comunității care știu să poartă grijă de ei, cei care au dorit, au putut să-și comande masa de sedă la casă. Deci noi am avut grijă, primul, să se găsească masoc și vin cașer, și cei care nu știu să-și poartă de grijă să primească din partea comunității, iar cei care știu să-și poartă de grijă să fie ajutați. Și scrie, se pune deoparte platoul de sedere și se acoperă măsoc. Adică am făcut chiduș, e de așteptat ca după ce facem chiduș, să facem binecuvântarea moții și să mâncăm pâine. Dar uite, ele se iau de aici. Ceasul îmi spune că în Israel e deja ora de aprins lumânări. Îi rog așadar pe ascultătorii din Israel, avem să le spună la revedere, vor putea vedea înregistrarea joi seara după ieșirea din sărbătoare, dar acum e timpul de aprins lumânări, iar noi continuăm pentru ascultătorii din România, unde încă soarele mai are timp până ce apune. Deci acoperim mațoc. Acoperim pâinea. E ceva neașteptat care stârnește întrebări pe care îl invit pe domnul cantor să le cânte.
מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, מכל הלילות, שבכל הלילות אנו אוכלים המץ ומבצע, המץ ומבצע, הלילה הזה, הלילה הזה, כולו מבצע. הלילה הזה, הלילה הזה, כולו מבצע, שבכל החלילות אנו אוכלים שיער ימר המקום, שיער ימר המקום. הלילה הזה, הלילה הזה, מרור מרור. הלילה הזה, הלילה הזה, מרור מרור, שבכל החלילות איננו מגבילים אפילו פעם אחד, אפילו פעם אחד. הלילה הזה, הלילה הזה, שתבי פעמים, הלילה הזה, הלילה הזה, שתבי פעמים, שבכל החלילות אנו אוכלים בין יושבים ובין מסובים, בין יושבים ובין מסובים. הלילה הזה, הלילה הזה, כולנו מסובים. הלילה הזה, הלילה הזה, כולנו מסובים. Chest dat nu is de schilkentel, dat nu is de onkendek. Je parte di Nagada, komt in de ber, pekare de rostim, zinnen de munne op koepe de wien, a doa koepe de wien. Al dat heb je maar van vater naast de volgende. Verse je binnen schessen. Princese deosebește această noapte de celelalte nopți. În toate celelalte nopți putem mânca dospite și nedospite. În această noapte numai nedospite. Păi nedospite nu s-a văzut aici. Am căutat-o cu lumânare și n-am găsit. În celelalte nopți mâncăm diferite verdeci. În această noapte mâncăm rădăcini amare. De fapt, ierburi amare, ați văzut. Lătucile și andivele. Aici este oarecare inadvertență. În acele vremuri, lătucile și andivele erau amare. În 2000 de ani, agricultorii au îmbunătățit genetic aceste legume și amărala nu se mai prea simte. Doar să ne amintim că în acele vremuri ele erau ierburi amare. Ce să facem? Câteodată progresul tehnologic ne îngreunează îndeplinirea poruncilor. În celelalte nopți nu trebuie să înmuiem nici măcar o dată. În această noapte de două ori. Am înmuiat o singură dată. Cum se ridică această întrebare? Cine o ridică? Vom înmuia a doua oară mai târziu. Când vom mânca maror. Cel care întreabă nu numai ceea ce e în fața lui, lucrurile învățate, lucrurile care le-a văzut anul trecut. Ce le întreabă? În celelalte nopți mâncăm drept, cezând sau rezemați. În această noapte nu mai rezemați, așa cum stau eu rezemat pe partea stângă. Acestea sunt cele patru întrebări. Ele presupun un dialog și dialog este forma libertății. Dar ce fac cei care sunt singuri acasă între patru pereți? Cine întreabă, cine răspunde? Scrie Maimonide. Omul care este singur în noaptea de sedă, el pune întrebările cu voce tare, el răspunde. Aici, în cultura țării și în multe țări europene, dacă un om vorbește cu el însuși,
Acesta este semn că nu e tocmai. Dar în cultura iudaică e diferit. Cei care învață Talmudul rostesc întrebarea cu voce tare, rostesc întrebarea ei, dau răspunsul. Deci, în cultura noastră, chiar această manifestare și are loc și o manifestare onorabilă. Deci, chiar cel care este singur să-și pună întrebarea și el singur să răspundă. Acestea sunt întrebările. Răspunsul începe și el cu un cântec, un cantor. Ava di mai nou hainu, le pavo be mitzraim be mitzroim. Ava di timpul libertății noastre, nu timpul libertății lor. Noi nu e o zi de comemorare sau celebrare, nu. Subiectul zilei este libertatea noastră, pentru că ceea ce s-a întâmplat acolo ne privește pe fiecare din noi. Ce scrie în Agada celor. Și dacă nu ar fi scos cel sfânt binecuvântat fie el pe părinții noștri din Egipt, atunci noi și copiii noștri și copiii copiilor noștri am fi rămas sub jugul robiei lui Paro în Egipt. Cel care cunoaște puțin Egiptul, acolo sclavia era înrădăcinată, ei vedeau că erau două categorii de oameni, stăpâni și sclavi, dar și stăpânii, toți stăpânii în afara faraonului, erau și ei sclavi. Sclavi mai înstăriți, dar toți sclavi. Cărora li se promitea că dacă vor fi supuși, vor se vor bucura în viața de veci. Sclavul care se răzvrătește în viața de veci va fi pedepsit și se răzvrătie cel mai grav pătat. Și termenul libertate nici măcar nu era în orizontul lor de gândire. Ceea ce s-a întâmplat atunci, când strămoșii noștri au ieșit, s-a născut ideea libertății. Dacă ea nu s-ar fi născut, nu... Poate egiptenii ar fi fost înviși de un alt stat, ce-am fi fost sclavi altcuiva. Dar ideea libertății nu s-a născut. I-a luat mai bine de 3 milenii până am ajuns în situația în care, pe întreg globul, cel puțin legal, sclavia e interzisă. Ea mai există, în afara legii. Dar ideea libertății acolo s-a născut și fără aceste idee. Noi, copiii noștri, au fost ani în care Pesachul a fost sărbătorit chiar în robie. Se întrebau oamenii, bine, am avut-o și am pierdut-o, ce avem să ne bucurăm? Am pierdut-o, dar nu am pierdut. Chiar atunci când am fost subjugați, glume făceam. Nu justificam asupra, căutam doar momentul când să dăm jos jugul de pe noi. Și l-am dat. Dar pe de altă parte, să știm că nimeni nu ne promite că libertatea pe care o avem acum, o avem pentru vecie.
Deci, atenție, sunt momente în care trebuie să luptăm pentru ea. Dar înainte de toate să păstrăm ideea și cum păstrăm ideea, acesta este rolul acestei nopți de seră. Povestind, acest povestit are puterea de a lăsa flacăra dorinței de libertate aprinsă. Și să nu spunem cumva, ce să povestesc? Doar știu povestea. De atunci am făcut seră. Și chiar dacă am fi noi toți, dacă unul nu știe, vorbim pentru el. Chiar dacă am fi noi toți înțelepți, înțelepători, bătrâni și lucrătorii torei, avem poruncă să povestim ieșirea din Egipt. Și oricine care povestește mai pe larg ieșirea noastră pe Egipt, să fie lăudat. Faptul când s-a povestit la Bnei Brak, nu avem timp, trebuie să mergem mai departe, către patru feluri de oameni, patru feluri de copii, vorbește Tora. Ei sunt înțeleptul, răuvoitorul, simplu, cel care nu știe să întrebe. Ce zice înțeleptul? Ce înseamnă? Mărturiile și legile și judecățile pe care Domnul Dumnezeu nostru va porunci. El întreabă în detalii. Ce înseamnă înțelept? Scrie în Pirkei Avot. Cine e înțelept? Cel care învață de la oricine. S-ar putea că locuitor să fie mult mai ager la minte decât înțeleptul. Înțeleptul este cel care dorește să știe. El întreabă în detalii, Tora răspunde în detalii. De acesta învață tradițiile pestorului. Chiar după ce consumă jertfele de pestor, nu se mai adaugă desert. După aficoman, noi nu mâncăm desert. Încheiem cu aficoman. Îi spui toate legile, toate cutumele, toate obiceiurile. Vrea să asculte? Spune! Pe cât e puterea lui. Răuvoitorul ce spune? Ce vă trebuie o această muncă? Vedeți atâta trună? Ce vă trebuie? Cum se exprimă? Ce vă trebuie vouă? Nu întreabă ce ne trebuie. Spune, ce vă trebuie vouă? Ca și cum lui nu ar trebui. Și pentru că s-a exclus singur din colectivitate, neagă un principiu de bază. De aceea strepezește dinții și spune, de aceea mi-a făcut Dumnezeu aceasta că ne-am ieșit din Egipt. Acestei versetul în care scrie. Și la acest verset, ca și în întrebare, mi-a făcut mie și nu lui. Și dacă ar fi fost acolo, n-ar fi fost eliberat. Învățăm aici ceva. Cel care pune o întrebare pentru că dorește să știe, răspunde. Cel care dorește să întrebe doar pentru a arăta că nu știe ce să răspunzi, n-ai ce să răspunzi că oricum nu va fi ascultat. A venit și a vorbit aspru, în asemenea om trebuie vorbit aspru. Ce spune simplu? Ce e asta? Parcă vede că seara asta nu e ca de obicei. Ce s-a întâmplat? Răspunde. Trebuia să descoperi mățot. Când se povestește, se povestește cu mățot. Simplul vede sunt mațot, vede sunt sutat, întreabă ce e? Ce e? Răspunde scurt, cu mână puternică ne-a condus Dumnezeu din Egipt, din casa robiei. O singură propoziție. Mai mult și așa nu va înțelege, nu va avea răbdare să asculte. Atât pricepe. Iar cel care nu știe să întrebe. El a fost prezentat un copil mic care încă nu știe să întrebe. Eu parcă îl văd altfel. Îl văd acel copil care a pus întrebări și părinții i-au arătat că la noi în casă nu se pun întrebări. Fă ce ți se spune și nu pune întrebări. Odată a pus întrebări de două ori și nu s-a spus de două ori, de trei ori, până când a învățat lecția și nu mai pune întrebări. Dacă nu pune el întrebări, deschide tu discuția și spune. De aceea mi-a făcut Dumnezeu aceasta când am ieșit din Egipt. Tora se adresează către patru fii. Dar noi când vorbim,
trebuie să încercăm să simțim cu cine vorbim. Nu întotdeauna reușim, să încercăm. Și când făceam seder acasă, în fiecare an povesteam altfel, după cum credeam. Nu știu dacă aveam dreptate, că mă asculta. Deci, când povestim despre ieșirea din Egipt, când povestim despre orice, să fim atenți. Care este deschiderea ascultătorului și după aceasta să ne ghidăm. Noi sărbătorim eliberarea din Egipt, dar pentru a o aprecia trebuie să știm că nu întotdeauna a fost bine. Numai dacă știm cât a fost de rău, atunci știm cât e acum de bine. Cândva, la început, strămoșii noștri adorau idoli. Da, trebuie să recunoaștem. Dar acum ne apropia Dumnezeu de slujba sa. Să știm, la început, am fost și noi slujitori. Dar ne apropia Dumnezeu de el și ne-a promis, ne-a dat făgăduința, Patriarhul Avram făgăduința, că seminția lui va fi 400 de ani într-o țară care nu e a lor și după aceea vor ieși din acea țară cu multă bogăție și binecuvântare și făgăduința, într-adevăr, s-a îndeplinit. În legătură cu această făgăduință care s-a îndeplinit, nu numai la ieșirea din Egipt. Mulți au încercat să ne nimicească și tot puternicul ne-a scăpat din mâna lor. Avem un cântec, Vehijandă, voi citi cuvintele. Și această promisiune este cea a strămoșilor noștri și nouă. Că nu numai unul s-a ridicat împotriva noastră spre a ne-a nimicit, ci în orice generație se ridică împotriva noastră spre a ne-a nimicit. Dar tot Sfântul Binecuvântat fie El ne scapă din mâinile lor. Și când cântăm aceasta, acoperim mațot cu paharul de vin, țin eu paharul de vin în mână, vă rog, domnul cantor, să cântați acest frumos cântec. Veișeam, da, veișeam, da, la votrie nu vedea. Mai țin minte și cum a șuierat o rachetă care a trecut peste capul nostru, am crezut că a căzut foarte aproape, a căzut câteva kilometri. Dar mai țin minte șuieratul, ne era teamă să nu fie atac cu gaze, când suna alarma, închideam cu folie toate geamurile și stăteam lângă un perete și așteptam. Aveam copii mici, care aveau 5 ani, 4 ani, cea mică atunci avea un an și ceva
și copiilor de Africa. Trebuia cumva să se îmbărbătăm. Cunoșteau deja acest cântec. Și în timp ce stăteam în camera etanșă, cântam cu copiii acest cântec. Așa că avem o făgăduință, vom trece și pe acest necaz. E important și în necazul nostru, în care suntem astăzi. Întâi de toate să luăm toate măsurile de precauție, dar să știm cum am trecut din multe necazuri, vom trece și prin acest necaz, și de acest necaz. Este o expresie în ebraică. Dacă am trecut de faraon, vom trece și de asta. Vom trece și de asta. Deci primul necaz a fost că părinții strămoșii noștri au slujit idoli. Apoi a fost cei care au încercat să ne nimicească fizic. Lavan, arameul, a încercat să-l nimicească pe Iacob, dacă s-ar fi pierdut Iacob, s-ar fi pierdut întreaga rădăcină a poporului. O să mai rog chiar de toți egiptenii. Egiptenii au vrut să omoare doar băieți. Lavan a încercat să-i nimicească pe toți. A fugit de Lavan, după ce a fost nevoit să coboare spre Iacov, spre Egipt, cu fiii săi. Nu și-a dorit Shama. Nu și-a dorit să ajungă acolo, dar a fost forțat de circumstanțe și a descoperit un soț. A fost forțat de circumstanțe și a coborât spre Egipt. Și în Egipt, strămoșii noștri s-au înmulțit. Și egiptenilor li s-a făcut frică. Vai să nu se unească acești robi cu dușmanii noștri. Și vom mai vedea despre ce au făcut. Au încercat să ne chinuiască. Și ne-au înrobit. Spun ne-au înrobit. Nu pe strămoșii noștri. Aceasta este formula care apare. Asta ne învață să simțim durerea strămoșilor noștri ca durerea noastră. Spun, a fost odată pe vremuri? Nu! Ceea ce s-a făcut rău strămoșilor noștri ne doare pe noi astăzi și acum. Puțini au coborât în Egipt, s-au înmulțit acolo și au fost înrobiți. Ce facem când suferim? Ce e timpul să facem și acum? Bine, acum suferim nu din cauza unor oameni răuvoitori, ci suferim din cauza unui virus. Dar suferința, tot suferința este. Poporul nostru este învățat să strige din rugăciune. Și am strigat Domnului Dumnezeu, lui părinților noștri. Și ne-a auzit Domnul glasul și ne-a văzut lipsurile noastre, chinurile noastre și apăsările noastre. Dumnezeu vede, ne vede necazul, chiar și fără să strigăm prin rugăciune. Doar când strigăm prin rugăciune, ne amintim că numai El are puterea să ne scape de necazul. Deci și acum, să strigăm în rugăciune ca această molimă prin care trecem, să plece de pe lumea aceasta ca și cum nu ar fi fost. Și strigătul a fost auzit. Și ne-a condus Domnul din Egipt cu mână puternică și braț întins, cu mare teamă, cu semne și minuni. Avem deja experiența că rugăciunea este primită. Deci de data aceasta să alegem calea rugăciunii, să ne rugăm ca această molimă să treacă și să avem încredere că rugăciunea va fi primită. Și rugăciunea a fost primită și am ieșit din Egipt cu miracole. Și era nevoie de miracole pentru că Egiptul era o țară puternică și nu se mai întâmplase ca un rob, o
cu atât mai mult un popor întreg de rob să iasă de acolo. Numai prin minune așa s-a întâmplat, pentru că nu aveam forță militară nimic. Doar prin miracole am ieșit. Și nu numai că am ieșit noi, au fost și pedepsiți egiptenii cu 10 plăgi. Fiecare din aceste plăgi li s-a cuvenit pe deplin. Au fost plaga sângelui, pentru că faraonul care avea râie, greu să spun, mi-au spus medici că dacă se va scălda în sânge de copii evrei, va trece râie. Acesta era prețul vieții. Broaște se numește Tfardea, știe când e dimineața. Ora că e dimineața așa, făceau gălăgie și egiptenii dimineața să ne scoale strămoșe cu noaptea în cap, la muncă. Au făcut-o, au primit broaște. Chinim păduchi, pentru că nu i-au lăsat pe strămoșii noștri să se spere. Până la moartea întâilor născuți, pentru că porunca pe care a dat-o faraonul și pe care egiptenii au îndeplinit-o cu exces de zel, a fost moartea întâilor născuți. A fost moartea tuturor copiilor de parte bărbătească. Ei au ieșit mai blând, doar moartea întâilor născuți. În toate aceste pedepse, ei au luat mai puțin decât au făcut, a fost cu îndurare, dar să știm, îndurare, câteodată este și pedeapsă. Este un obicei să numărăm cele 10 plăgi, luăm cu coada cuculiței și luăm câte o picătură de vin și o punem în farfurie. Da, sânge, Tfardea, broaște, chinim păduchi, arove, fiare, dever, ciumă, șchin, bube, barat, grindină, arbe, lăcuste, hoșer, beznă, măcar bucorot, plaga întâiului din moartea întâiilor născuți. Și la Biehuda, de grupaș, de aceea luăm mâna de grupuri de țar, adaș, beach, aceasta a fost, pe scurt, foarte pe scurt, se permite timpul, povestea. Nu e suficient să povestim. După ce știm faptele, acum timpul e scurt, deci am povestit foarte scurt. Dar fiecare în decursul serii care este lungă și chiar cel care stă acasă, să povestească experiențe prin care a trecut el, miracole prin care a trecut el. Sau familia lui. Miracole datorită cărora el a supraviețuit. Agada este un text. Nu trebuie să spunem în întregime și avem voie să adăugăm la el. Vă amintim un miracol datorită căruia eu sunt aici. Când bunicul a fost eliberat din Transnistria. S-a dus cu trenul spre Cernăuți, avea acolo ceva bani, a lucrat acolo ca medic. Banii nu aveau valoare, a cumpărat niște medicamente, le-a ascuns bine în geamantan, Cernăuți poate le va folosi acolo. A urcat în trenul Vameș. În Uniunea Sovietică erau Vameș nu doar la graniță, ci vămuiau peste tot. Cel care era prins cu contrabandă, era pedepsit, adus în Siberia, deschide Vameșul, geamantanul bunicului, erau medicamente, erau jos, poate o cămașă, două cămașă. Între timp, vine acolo un copil, face acolo o șurubăție, Vameșul râde, închide geamantanul. Dacă ar mai fi ridicat o cămașă,
Soarta familiei mele ar fi fost diferită și cine știe dacă ar fi fost astăzi cine să vă povestească Canada. Nu e un caz unic. Fiecare din ascultători am convingerea că are povești ale lui sau din familia lui. Deci, noaptea de sedere este noaptea în care să povestim nu doar de miracolele de ieșirea din Egipt, poate mai important să povestim de miracolele noastre. Putem spune, da, odată au fost miracole, dar nu odată au fost miracole, dar și astăzi sunt miracole. De câte ori au scăpat oameni în mod miraculos. Să ne amintim de aceste lucruri. Și acum, când suntem în necaz, chiar avem nevoie de această îmbărbătare. Dar care este atitudinea în care învățăm să o luăm, să o luăm după această poveste? Să mulțumim. Dar darul pe care l-am primit e atât de mare încât ne compleșește. Pentru a înțelege, trebuie să împărțim în porții mai mici. În fiecare este suficientă pentru mulțumire. Și din nou, această mulțumire are forma unui cântec. Calma a luat o vot la Macoma Lengu. Ce multe sunt treptele bunătății dumnezești către noi. Hilu hoci oțianu, oțianu min mitraim, velo asvaim șefatim daelo. Hilu asvaim șefatim, velo asa veloi, velo asa veloi, hem daelo. Hidai daelo. Salud.
Iacobe, Eretz Israel. Elu ignisanu le'etz Israel, ve'lo natana, ve'lo banaba lanu et beit ha'bechira. De ne-aș fi condus numai din Egipt, dar nu i-aș fi pedepsit pe egipteni, ne-aș fi fost destul. De i-aș fi pedepsit, dar nu le-aș fi pedepsit idolii, ne-aș fi fost destul. E important să vedem când credințele greșite se spart. De le-aș fi pedepsit idolii, dar nu le-aș fi omorât întâi născuți, ne-aș fi fost destul. De le-aș fi omorât întâi născuți, dar nu ne-ar fi dat averea lor, ne-aș fi fost destul. Avere pe care de unde au agonisit-o din munca noastră, adică munca strămoșilor noștri. Deci ei și-au luat clienta nu de timpul lui Alexandru cel Mare, au venit egiptenii, păi voi ați luat bogățiile noastre. I-a răspuns via Bensisa. Bine, vă dăm înapoi, dar dați-ne plata pentru cei 400 ani de robie. Au tăcut. De ne-ar fi dat averea lor și ne-ar fi despicat marea, ar fi fost destul. De ne-ar fi despicat marea, dar nu ne-ar fi trecut prin ea, ar fi fost destul. De ne-ar fi trecut prin ea, dar nu ne-ar fi înnecat, dar nu i-ar fi înnecat pe ascultătorii noștri, ne-ar fi fost destul. De ar fi înnecat pe ascultătorii noștri, dar nu s-ar fi îngrijit de nevoia noastră 40 ani de șert, ne-ar fi fost destul. De s-ar fi îngrijit de nevoia noastră 40 ani de șert. Dar nu ne-ar fi hrănit cu mană, ne-ar fi fost destul. De ne-ar fi hrănit cu mană, dar nu ne-ar fi dat șabatul, ne-ar fi fost destul. De ne-ar fi dat șabatul, dar nu ne-ar fi apropiat de muntele Sinai, ne-ar fi fost destul. De ne-ar fi apropiat de muntele Sinai, dar nu ne-ar fi dat Tora, ne-ar fi fost destul. De ne-ar fi dat Tora, dar nu ne-ar fi dus în Israel, ne-ar fi fost destul. De ne-ar fi dus în Israel, dar nu ne-ar fi construit, ne-ar fi fost destul. Deci, nu una, ci multe și nesfârșite bunătăți ne arată tot puternic. Ne-a colut din Egipt, ne-a pedepsit, le-a pedepsit idolii, le-a omorât întâi născut. Ne-a dat averea lor, ne-a despicat marea, ne-a trecut prin ea, a necat pe supritorii noștri să amintim nevoile noastre. 40 de ani de șer, ne-a hrănit cu mana, ne-a dat șabacul, ne-a apropiat de muntele Sinai, ne-a dat Tora, ne-a dus în Israel și ne-a construit templul spre iertarea păcatelor noastre. Templul nu e atât păcate. Dacă noi ne căim și reparăm păcatul și. Templul ajută, dreptul templul ajută la completarea iertării. Dar fără să regretăm, fără să ne căim, nu ajută nimic. Am povestit, dar spunea Rabban Gamliel, cel care nu spune aceste trei lucruri, nu s-a achitat de datorie. Deci, foarte frumos că am povestit, dar acum e partea centrală, deci, atenție, și care sunt lucrurile? Pesach, Matza și Maror. Este aici carne friptă, ea nu este jertfă de Pesach. Astăzi nu avem jertfă de Pesach. De aceea, din toate lucrurile de pe platou mâncăm, doar carne friptă, nu e bine să o mâncăm, ca să nu arate ca și cum am mâncat jertfă de Pesach. Nu avem jertfă. Jertfa de Pesach pe care au mâncat-o strămoșii noștri când templul exista, pentru ce era? Pentru că tot Sfântul Lăudat fie el a sărit peste casele părinților noștri în Egipt. Rădăcina Pesach înseamnă a sări peste. În engleză, pass over, a sări peste, trece peste. Pentru că Îngerul Moștea trebuie peste casele noștri, cum e scris. Spuneți, jertfa trecerii peste casă, spre lauda lui Dumnezeu, ca să peste casele fiilor lui Israel de Egipt, când a bătut pe egipteni și a cruțat, casele noastre și poporul s-a închinat și a îngenunchiat. Matza. Matza avem. Matza pe care o mâncăm pentru ce? Pentru că aluatul strămoșilor noștri n-a avut timp să dospească. Căci regele tuturor regelor, dat fie el, le-a părut și a mântuit, cum este scris, au copt din aluatul cel luară din Egipt, pâine nedospită.
căci au fost alungați și nu au putut să-și pregătească niciodată provizie. E ceva strană. La început am spus, aceasta este pâinea necazului nostru, acum spunem, e pâinea eliberării. La eliberare au mâncat aceeași pâine ca și la necaz. Să ne învețe că eliberarea nu înseamnă neapărat o pâine mai bună. A fi liber înseamnă cum mănânci pâine. Până la urmă, a fi liber te duce spre belșug, dar... să nu, dacă este libertate fără belșug, să nu ne plângem. Belșugul nu e parte esențială din libertate. Mă rog, aceasta era rădăcina mare pe care o mâncăm pentru ce? Pentru că egiptenii au amărât viața strămoșilor noștri, pe cum este scris, și au amărât viața lor cu muncă grea, cu luci, cărămizi, cu tot felul de munci pe câmp, în afară de alte munci de rigoare care le-au aplicat. Timpul de față, pilda lui Cinerică, trebuie să o spun. A fost odată un bogătaș care, pe cum era felul lor atunci, tatăl căuta, își căuta cine să fie Cinerică, fiica nu avea cu mult ce să spună, ăsta-i mirele tău, ales pe sprânceană, dacă era omul bogat și putea să promită tânărului de la care învață la ieșiva că îl va ține pe socoteală lui atâția ani să continue să studieze Talmudul, primea un învățat. A căutat acest tată, n-a fost mulțumit. Ăsta nu-i plăcea, asta nu-i plăcea. Până când a ajuns la ieșiva și a văzut acolo un tânăr. Pe cât de plăcut era comportamentul, pe cât de bine știa să învețe. Dar era îmbrăcat numai în zdrențe. A văzut așa o ginerită? La așa o ginerică eu nu renunț. S-a înțeles cu el și în aceeași zi au făcut nunta. L-a dus la baie, l-a tuns, l-a îmbrăcat. Atât de repede au făcut nunta, încât pâinea nu a putut să se coacă, să dospească. De siguranță, tatăl socru a păstrat zdrențele care le purta mirele. Mirele a înțeles situația și a păstrat și el una din chiflele de la nuntă. Au trăit în pace și liniște câțiva ani, până când numai atât de tânărul Cineric a început să cam să-și cămia nasul la putare și să-și respecte suficient pe tatăl socru. Sau așa-i să vorbim tatăl socru, nu contează cine avea dreptate, nu le judecăm acum pricina. N-a vrut să-l dojenească, doar l-a chemat în cameră și a arătat hainele, fără cuvinte, spunându-i adu-ți aminte ce purtai. La care mirele, la care Cinerică scoate din buzunar pâinea nedospită, care spunându-i da, dar uite ce mult mai dorit. Că nici măcar n-ai lăsat pâinea să se dospească. Aceasta este disputa dintre Atotputernicul și poporul Israel. Când ne dojenește Atotputernicul și ne arată, uite de unde v-am scos eu din amărăciunea Egiptului. Aduceți-vă aminte ce zdrențe ați purtat și ce amar v-ați fost. La care spunem, da, dar uite cât de mult ne-ai dorit că nici măcar n-a apucat pâinea să dospească. Din nou, nu pentru ceea ce s-a întâmplat atunci, ci pentru ceea ce se întâmplă acum. În orice generație de datoria, fiecare din noi să se vadă ca și cum. El singur a fost condus din Egipt. Pentru că este scris și să spui fiului tău. În această zi, de aceea mi-a făcut Dumnezeu când ieșeam din Egipt. Nu numai pe strămoșii noștri i-a răscumpărat apoi Sfântul Orație El, ci pe noi ne-a răscumpărat cu ei. Pentru cum este scris și ne-a condus. Nu scrie i-a condus. Scrie ne-a condus pe noi, persoana întâi plural, de acolo spre a ne aduce aici și a ne da țara pe care o jurase părinților noștri. De aceea,
E, înainte de aceea, am pus patru întrebări. La două am răspuns, de ce mă țar, de ce mă rog, de ce nu iem de două ori și de ce stăm rezemați. Răspunsul nu este, nu este dat în agada, dar se înțelege. Acestea sunt două comportamente, comportamente de oameni liberi. Omul, de oameni bogați, omul sărman mănâncă pâine uscată, cel care moaie pâinea tot felul de, mâncare tot felul de sosul care își poate permite, este semn de bogăție. Statul de seman, e din nou semn de bogăție. Deci, primele două întrebări sunt pentru a arăta robia și eliberarea, iar următoarele două schimbări pe care se întreabă de ce ne purtăm așa? Pentru că ne purtăm astăzi ca oameni liberi. Și scrie că omul trebuie să se poarte cu modestie, să nu își arate tot avutul, toată argintăria. Unul din mari înțelepți Ashkenazi, se numește Maharil, tot am să purta cu modestie. Doar în, doar în noaptea de seară își punea pe noastră toate vasele de argint pe care le avea, să-și etaleze bogăția. Nu pentru a se da bogăția lui, ci pentru a arăta libertatea. Iar acum, de aceea este datoria noastră să mulțumim, să fălim, să slăvim, să binecuvântăm, să lăsăm, să ne urăm pe Cel care a făcut părinților noștri și nouă toate aceste lumini. A scos din robie spre libertate, din întristare spre bucurie, din tristețe zbrotoare, din lumea spre lumină mare și din robie spre bucurie. Să spunem în fața Lui un cântec nou, Haleluia, începem Halelul, acoperim mățot. Haleluia, 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 bucuroși prin neclădirea orașului tău, vezi în serviciul tău. Acolo vom savura din ofrandele și jertfele, pe savura care sânge, spre plăcerea timpului și altarului tău. Îți vom intona ție cântec nou despre liberarea și mântuirea noastră sufletească. Lăudat fii Tu, Doamne, Cel ce eliber, a eliberat poporul Israel. Borba Tu adoi noi noi numele hoilor, nașer gheolor, băboare sa voi să-i numi Mitzrayim, vigianul alai la hazeh, לאכול בו מצא ומרור, כן אלונו אלוהינו ואלוהי אבותינו. ידינו למועדים ולרגלים אחרים, הבאים ותעזרנו שלום שמחים בבניין ירחים בעבודתך, ונאכל שם מן הזבח ומן הפסחים.
אשר יגיע גם המלכיר מבחר לרצון ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ובריאות נפשנו. ברוך אתה אדוני אלוהי ישראל. יקום בן אדוה קופה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בואי ראי פרי הגפן. ולמאזה, דואר אקספיק, ופתי פייקה להקסה, נס פלם במי, לואן טרי מצות, פיילס פונם עמוק שלך מן ארץ, לסן סקאדה, פונם אשר פשאר מזר זרענו אחילת מצה, שינגו לקורום כדמנקת בכלל הוא כותם אנדה פליני אסטר, מנחם מצה איזה מצ, דופת שם מראש, דופת שם קורא, שדופת שעטואת מסה. טימפול יש המזון שלה, טימפול דה פרינס לומנס. אגדה, סקריה כזה ספוני שם קומנטריה, דה שכה ינודה, המספוסו דה ז'ה לקידוש. בואי אפרין דלו, בואי אפרין דלו מנת. ארתת פלאקה, דפקי, פרצי פלאקה ראי. נו אפרין, או. נו אפרין כביתו דואריה או פלאקה ראי. וציוונו להדליק נר של יום טוב. נוסטינג טיבריטול, דואר אלאז ונדבה, ונדסבה סטינג'ה סינגול, יסטה אורה שבתא טריידת שיפטרו, פנאי ג'מפוטו, דאי שפיה קארה, יש קונטינו הסינגור מסה בסדר. ודורס טוטורור, חג שמח!